Salutare tuturor. Numele meu este de Mihai Andrei. Mulți dintre voi mă cunoașteți de pe TikTok și vreau să vă mulțumesc de la începutul videoclipului tuturor celor care v-ați făcut puțin timp să veniți pe YouTube să vizualizați acest prim videoclip al meu în care voi vorbi despre mine, despre trecutul meu, despre rolul pe care îl joc în mediul online și despre cum am reușit în viață. Prin acest videoclip vreau să vă arăt cum sunt eu atunci când nu sunt filmat pentru că pe TikTok primesc foarte mult hate din cauza rolului pe care îl joc. Eu pe TikTok joc cu un rol de băiat rău, un rol de 2. dar în viața reală sunt total diferit, sunt o persoană liniștită și evit cât se poate de mult scandalurile. Acum o să vă povestesc viața mea de mic copil până în prezent. Și vă rog să-mi scuzați vocea, sunt răcit și vorbesc cu nasul înfundat. Nu am avut o copilărie atât de fericită din cauza părinților mei care veneau acasă zilnic în stare de ebrietate, se certau, se băteau, iar eu fugeam din calea lor, dormeam pe unde apucam doar ca să nu mă bată și pe mine. Prin 2010 tata a luat decizia de a se despărți de mama, din cauza asta a vândut și casa doar ca să scape de ea, după, eu cu tatăl ne-am mutat la bunici, iar mama și-a refăcut viața cu o persoană din același sat. La bunici nu era absolut nicio diferență, era exact cum era cu părinții mei acasă. Bunicul era zilnic în stare de ebrietate, mă certa, mă bătea, dar asta s-a schimbat în 2013 când tatăl meu a murit din cauza alcoolului și a țigărilor. Iar fratele lui m-a luat la el acasă și a avut grijă de mine. În 2015 am primit un telefon de la poliție în care am fost chemat să merg să recunosc o femeie pentru că a fost călcată de un tir în timp ce mergea în stare de ebrietate pe stradă și vă dați seama că eu nu am fost în acel moment. A fost un fiu meu, era chiar ea. Mama mea a fost călcată de un tir. După toate aceste evenimente neplăcute, a mai urmat încă unul, a murit și bunicul meu. Dumnezeu să ierte pe tata, pe mama și pe bunicul. Nu au fost iată atât de buni cu mine, dar dacă nu ar fi fost ei, eu nu aș fi învățat ceva important în viață, ceea ce să nu fac. În prezent eu nu fumez, nu consum alcool, nu mă droghez, nu am niciunul din aceste vicii. Și asta datorită lor. Poate dacă ei ar fi trăit, eu aș fi urmat calea lor și în prezent aș fi fost un nimeni sau mai rău aș fi fost unde sunt ei acum. Aici eu trebuie să-i mulțumesc moșului și mătușii mele pentru că datorită lor sunt în prezent unde sunt acum. După toate acele evenimente neplăcute, ei m-au luat la ei acasă și au avut grijă de mine mi-au dat un pat unde să pot dormi și mi-au pus mâncare în fiecare zi. Dacă nu ar fi fost ei, poate aș fi ajuns boschetar după pierderea părinților, a bunicilor. În 2017 am luat decizia, chiar dacă mătușa și moșul eu nu au fost de acord, să renunț la școală pentru a merge la muncă. Eu nu am fost de acord ca ei să muncească din greu, pentru că ei nu sunt bogați. Din puținul lor, Pa. în puținul lor mi-au dat mie tot ce au avut ei mi-au dat mie nu ca să fie mie bine iar eu până în prezent nu le-am spus niciodată mulțumesc față în față. vreau să trag să am de toate și când voi putea să le ofer eu lor ce le-au oferit ei mie atunci le voi spune mulțumesc că ați avut grijă de mine revin în 2017, m-am angajat ca ospătar la un restaurant unde munceam pe 12 milioane și eu nu mă pot mulțumi niciodată cu puțin. Vreau să am cât mai mult. Visul meu este să ajung să nu mă mai gândesc la ziua de mâine. Pentru că eu asta fac și în prezent. Eu încă trăiesc cu frica dacă mâine nu o să mai am. Și pe la 18 ani m-am angajat la intervenție. Am stat acolo un an și acolo la fel, acolo luam vreo 18-20 de milioane. Tot era puțin, pentru că eu nu pot să-mi îndeplinesc visul cu 20 de milioane cu mărunțișul cel primesc de la sutele de miliarde care le fac patroni. După aia m-am plecat în Anglia. M-am dus în Anglia, acolo am schimbat vreo 5-6 locuri de muncă la fel, nu eram mulțumit pentru că plăteam chirie, plăteam mâncare, plăteam utilități, plăteam de toate și la final de lună când tregeam linie aveam mai puțin bani decât făceam în România. Până într o seară când am ajuns acasă de la muncă, atunci lucram la Amazon în Anglia ca șofer în 2021. Stăteam pe canapea, mă jucam pe TikTok, am intrat pe la setări și am văzut că se poate monetiza mi-a monetizat contul și am pus un videoclip care a prins din prima 500 și ceva de mii de vizualizări în prima seară. Am rămas, wow, primul meu videoclip, atâtea vizualizări, aveam vreo 30 de mii de like-uri, era pentru mine, era ceva, toamne, eram cel mai tare. A doua zi râdeau cei care stăteau în casă cu mine, aute, tiktokarul, ce faci tiktokarule, nu știu cum, făceau mișto, că, na. Așa sunt ei. Și am pus pariu cu un băiat cu care stăteam în casa acolo că într-o săptămână fac 100.000 de urmăritori. Pariu era. Dacă eu fac 100.000 de urmăritori într-o săptămână, el îmi dă banii lui pe o săptămână, ca în Anglia se plătește la săptămână, el îmi dă salariul lui pe o săptămână și dă un grătar. Dacă nu, îi dau eu salariul meu pe o săptămână și dau un grătar. Și ce să credeți? Nici măcar o săptămână și am avut 100.000 de, de urmăritori. nu venea să cred. nu venea să cred. Și de acolo a început totul. După la vreo 2-3 săptămâni de când m-am apucat să fac TikTok, a venit vremea să plătim utilitățile. Și era băiatul care avea casa, care avea închiriată de la patron. Noi stăteam la el, era cu iubita lui. Iubita lui mi-a cerut bani de utilități. Și eu i-am zis, are Alin să-mi dea, așa îl cheamă, nu mă interesează pe să vadă videoclipul, are Alin să-mi dea niște bani pentru că i-am dat să se joace la aparate. După el s-a luat de mine că, vai, doamne, cu TikTok-ul tău face dată că eu fac gălăgie în casă cu TikTok-ul, că nu știu ce, că nu știu ce. Și eu nu cunoșteam pe nimeni în Anglia, nu știu nici engleză, nu știu pe nimeni acolo. Noroc că lucram și aveam mașină. Și... S-a luat el de mine, că nu știu ce, că îți faci bagajul, mâine pleci. Da? În seara aceea mi-am făcut bagajul, mi-am luat și am plecat. O lună de zile am dormit în mașină în Anglia. Ei nu știu chestia asta. Ei nu știu. Eu le-am zis că m-am dus la cineva. Dar eu n-am fost la nimeni. Eu o lună de zile am dormit în mașină. Făceam duș la sală, mă duceam la muncă, veneam înapoi de la muncă, mă duceam la sală, făceam duș și dormeam în mașină. Cât am dormit în mașină și mă duceam și la muncă, eu având contul monetizat pe TikTok, am făcut foarte mulți bani din vizualizări și am luat decizia să mă întorc înapoi în România pentru că oricum nu aveam unde să stau acolo. Mi-am dat demisia și de la locul de muncă și m-am întors înapoi acasă. Au fost mult mai multe evenimente neplăcute în viața mea până la vârsta de 22 de ani cât am acum, dar nu are rost să le enumăr aici pentru că nu fac parte din familia mea, să zic așa, ultimul, nici pe asta nu trebuia să-l zic, dar l-am zis pentru că datorită că ei m-au dat afară din casă, m-am ambiționat și mai mult decât eram și mi-au deschis ușa să am un viitor mult mai frumos și să pot să îmi realizez visele. Sfatul pe care vi-l dau eu este să nu renunțați niciodată la ceea ce vă doriți să munciți din greu, indiferent de situație, chiar dacă îți dorești ceva și ieșuiezi de 10 ori la rând, încerci și a 11 -a oară că îți va reuși. Nu băga în seamă răutățile nimănui, pentru că este cineva acolo sus și Dumnezeu îți dă fix după sufletul tău. El știe unde trebuie să ajungi și ce trebuie să faci cu viața ta. Să aveți o zi minunată, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că ați ascultat până la final și sper să vă dea, Doamne, Doamne, ce doriți voi altor persoane.